Dintre elevii lui Augustin Iancu și Robert Munteanu, cele mai bune rezultate au fost obținute de Mădălina Sârbu, sportiva legitimată în acest an la CSM Ploiești, reușind să obțină medalia de aur la senior, atât în proba de 1500 de metri, cât și în cea de 3000 de metri. Un alt atlet transferat recent, juniorul Cosmin Nisioiu, a avut o evoluție foarte bună în proba de 800 de metri, el reușind să obțină medalia de argint în competiția seniorilor. Tot în posesia medaliilor de argint au intrat și Petre Rezmiveș la 60 de metri plat și Alexandru Geamănu la 400 de metri plat. La finalul săptămânii viitoare, atleții clubului vor lua parte la etapa a doua a campionatului național de seniori Under-23 și Under-20.